Când îl întrebam pe Caragiu, Dumnezeu să-l ierte, zic, Tomiță, de ce facem noi, mă, filmele astea? Ca să ne vadă ea din bloc. Că toți spuneau, mă, uite-l, bă, pe Prăspăpit, uite-l pe cutare, Jean râdea că îl oprește lumea pe stradă. Că zice, te-a bătut piersii de mâine, m-a nebunit piersii, mă. Ei erau fericiți și eram toți fericiți că filmăm, că jucăm. Socotiți-vă toți de aici, dar nu cred că o să veniți. Vreau, am propus să facem, aveți casă de cultură în Gherla. Da, da. Și am propus să facem piesa Străinii Noapte, să o jucăm la Gherla. În 4 sau 5 decembrie, dar eu vă țin la curent prin Ioana Mureșan, că am înțeles că dumneavoastră e greu de vorbit. Nu, da, da, cu Ponta, cu Băsescu și cu Bătinaș nu se poate. Mulțumesc, da, vreau să vă spun că vreau și vreau să vă invit pe toți. Mulțumesc oricum. Dăm să le dau și eu. Dar ce nume frumos să aveți de noi, Bătinaș. Știți că v-am văzut prima oară, eram atâta, de lângă Dești, din Curgioara. Mi-am văzut la televiziunea română. Da. Eram cu tata, fiertat și cu unchiul. Tatăl meu și unchiul au cântat muzică populară, frații Ioan și Nicolae Bătrân. Ne-am văzut la filmări, la televiziune, în 84, la televiziunea română. Și la domne. Da. Și nu vă uitați, domnule, trăiască Clujul, așa. Eram atâta, eram junior. Da. Atunci vă, cu admirație așa. Nu mă prea bucură, că toată lumea care mă întâlnește, toată lumea spune, vai, vă cunosc de 3000 de ani, am cutare, știți că bunica mea vă iubește, mă vine să-l strâng de gât. Doamnă, să vă dau autograf cu plăcere, pentru cine să scriu? Nu pentru mine, pentru bunică. Și atunci îți dai seama ce e sufletul meu. Zic că am ajuns la care Beligan zice, bucură-te că bunica la mine, străbunică. Dă mai aia lui Bătinaș, dă un concert. Să nu cuțin până la mașină. Deci să nu pierzi. Și asta am vrut să spun, că vă propun să veniți la spectacol, da, dacă mulțumim. Vreți să veniți. Mulțumim. Eu mă duc la București, eu aseară la 6 am spectacol la Cluj, dar plec la București peste 2 zile, joc acolo și de acolo o să vă scriu. Aș fi vrut, dacă cineva, mai ales ăsta, spionul, care mă tot urmărește, de tine n-am nicio treabă, că oricum la urmă ți-au aparatul și mă făgeam. Vreau să spun că, dacă se poate, cineva dintre dumneavoastră, ce seamănă fapt asta cu Ana Pelea, extraordinar. Ori vreau să spun că, scumpă, fă, iau hârtie sau cine dintre tu asta mică, că tot știi scrie, mai știi scrie? Scrie numele tuturor, lui copilul ăsta care m-a fotografiat din profil, ca să o vadă lumea ca în burtă. Numele lui copilul ăsta care e atât de tânăr și eu cresc cu părul, asemenea cu maică ta, spun eu. Așa, cum pe tu, că toți băieții s-au mai departe. Eu cu mama asemenea, mai tare. Vorbesc eu ce tu, dumneavoastră, nu se părați cu băieții. Toți băieții seamănă cu mamele. Eu mă uit la Florinel, că degeaba zice lumea, da, dar seamănă cu tine. 20 de milioane vechi, adică nici 500 de euro. Asta e pensia mea de actor de la 22 de ani până la 77, câți ani am acum. Mulțumesc. Tot timpul în activitate, la teatru, la televiziune. Și noi eram plătiți cum am fost plătiți. Acum nu mai îmi dă mâna să fac filme, îmi pare rău că ai filmat asta, dar am tăria spuselor mele, dar asta da, este. În fiecare lume 10 milioane. Și de asta spuneam că eu am învățat ceva de la părinții mei. Fii bun cu lumea din jurul tău, încearcă din puținul sau din mai multul pe care îl ai să dai și altora. Eu am colegi, nu pot să vă spun numele că îi cunoașteți, dacă le trimit lunar, câte 1 milion de lei, nu pot să-mi permit mai mult, că am casă, am soție, am băieții. Dar vreau să spun numai că e singurul lucru care, atunci când faci un gest din ăsta, nu-l faci pentru ăsta că e închis aici. Tot pentru tine faci. Când dai la un amărât bătrân care îți cere ceva bani și îi dai, îi dai, dar dai tot ție și te gândești, bă, totuși mai am suflet. Bine că sunt așa cum sunt. De-aia spun că
nu înțeleg ăștia care sunt zgârciți, care nu mai știu cum să strângă bani. Da. Trebuie, v-a spus Ani, că să nu te duci îmbrăcat sport. Auzi, mă, spune tu. O vreau să vină în costum, cu șalul alb, cu cravata roșie, zic, nu, domnule, nu se poate. Zic, directorul e așa, Bătinaș. Ce nume fain ai, dacă mă chema Florin Bătinaș, cred că aveam succes. O mică amintire din partea noastră, ci pe intențialul Gherla. Și aici o insignă cu administrația centrală penitenciară și cu Ministerul Justiției, ceapă care o purtăm noi în frunte, cu respect și cu onoare pentru patria dreaptă. Mulțumim din suflet. Acum am o rugăminte, domnule director Bătinaș. Aici să-mi scrieți, dacă vreți, dați-i, pentru Florin să mai vină pe pic. Dați-i pe pic. Vai, dar ce scris aveți, nici Beliga nu scrie așa frumos. Asta e generația de director care a trecut pe la școală, ți-a știți de pe un bă, da, frumos scrie. Și m-a făcut și maestru Emil. Trebuia să se plinească, nu-i place. Păi, vă spun, dar spune-le, numai ca pauză, chestia cu maestre, local. Da. Vă spune ca să vezi. Am fost la Tudor Arghezi, când trăia, că fata lui Mițura, care e în partidul lui Vadim, mi-au spus Mițura, mă, Florin, așa tare ar vrea tata să te vadă, că te-au văzut în piese, te vede la televizor și o zadă la aici, să pun și eu mâna pe zi, cum e băiatul ăsta, că jucam piese multe și diverse. M-a văzut în Idiotul lui Dostoevski, m-a văzut în Orfeu, în Infern, în Dulcea Pasăre, în Oameni și Șoareci și el era impresionat că eram altfel în fiecare piesă. Și eu mă duc la Mărțișor. Acolo e vila lui Arghezi și acum e muzeu. Și când intru, mic. Și zic, să trăiți, maestre. Mie să nu-mi spui, maestre. Când mi-a spus așa, nu mă pica cam bine. Zic, dar de ce? Pentru că dacă sunt 10 artiști la o masă și strigi, maestre, toți se întorc. Și de atunci nu mai îmi place să zică nimeni maestre, numai lui Beligane sunt maestre, la el ați spus. Și eu mă apropii de ea și trebuia să-i pun mâna lui Florina Cerceu. Și în loc să-i spun, doamnă, vinde mâna. Zic, domnule, iepi. Și aia a început să râdă și voi ieși la vară din șenă. Și a rămas ca un prost în mâna, să pleci. Strângere de inimă, știind că mulți dintre dumneavoastră o să trebuiască să stați aici pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă. Și vă spun adevărat că la vârsta asta mea, că nu am niciun secret, am 77 de ani și vă spun adevărat că în sufletul meu aș dori cât aș putea astăzi și în general și promit domnului director Bătinaș, mi-ați spus că sunteți de acord, să viu mai des la dumneavoastră, fără să fie un festival din ăsta de teatru sau de artă, sau mai vin, mai povestim, vă mai spun câte o poezie, să vă mai primeniți și dumneavoastră suflete. Plec de aici și sunt sigur, mă credeți, nu mă credeți, o să fiu urmărit câteva zile de faptul că am venit aici, domnul director Bătinaș, cu stimata doamnă și cu toți cei cu Ioana Mureșan, cu tine, mă, copilule, ești prietenul meu. Abia aștept să mă fac ceva împreună. Asta e undeva. Mulțumesc celor de la Prexper, dacă îmi dați voie să mă fac o vizită, să mai văd pe ei, să le colind ceva și să vă țin la pieptul meu. Să vă dea Dumnezeu. Thank you.
Te venit în dumneavoastră, fiu băiat bun. Ai venit, îmi băteau ce să fac și cum. Să fac toate bune, să ajung pe cei pe mari. Dar milionul meu, ăștia fi zegolat. Era conștient cu puștar nebun. Mă credeam că până lumii cu vorba și tot îți rădi. Dar acum, după bani, grei, fără-i mei. Că mine, fără mine, nu vei nici ei. Pe care îți considera prieteni. Mi-a dat seama că viața își pierde de culoare. Închisoare, sufletul moare. Cu pași mici, cu pe de tine. Cu pași mici, mă întreb de mai bine. Iar pentru final, bățeles, va fi ce pare. Nu întorc din nou acasă, adio, închisoare. Cu pași mici, cu pe de tine. Cu pași mici, mă întreb de mai bine. Iar pentru final, bățeles, va fi ce pare. Nu întorc din nou acasă, adio, închisoare. Competiția concursului Vedete după Gratii, organizat de penitenciarul Gherla, spune, este un pionerat în sistemul penitenciar. El s-a adresat tuturor categoriilor de deținuți, și, adică și bărbați și femei în egală măsură, din penitenciarul Gherla și secția istorică Cluj. Este un concurs venit să valorifice aptitudinile și talentele artistice, abilitățile de a interpreta, știu, teatru, poezie și așa mai departe. Și este o încercare de a scoate din persoanele care se află în locul de deținere tot ce au mai bun, tot ce au talent, tot ce au artă. De unde a pornit această idee până la urmă? A pornit această idee de la succesul național și internațional că l-au avut competițiile de acest gen. Noi am spus Vedete după Gratii, este titlul mult mai dedicat categoriei de oameni pe care avem în custodie. Și am avut un succes pe care nu l-așteptam, un succes foarte mare. Astăzi ați avut și un invitat de seamă în rândurile deținuților. Da, a fost prezent și alături de noi marele actor Florin Piersic. Mi-a spus să nu-i spun maestru, marele actor Florin Piersic. Ne-am bucurat, a fost un eveniment extraordinar pentru noi, primit cu deosebită căldură, după cum a zis, de persoanele private în libertate, aplaudat și aclamat până la final și care s-a bucurat alături de noi să vadă talentele pe care le avem, cum au evoluat în scenă. Cum a primit invitația de a participa la acest concurs? Dânsul se află de câteva zile în municipiul Cluj-Napoca, orașul natal, și a acceptat cu bucurie invitația noastră și a venit, după cum a văzut, și a stat destul de mult timp în mijlocul nostru. Deci foarte, l-am văzut foarte fericit și foarte bucuros să fie aproape de oameni. De fapt, de atâția zeci de ani este un artist dedicat oamenilor și teatrului și filmului. Le-a promis deținuților că o să revină? Da, cu siguranță. Îl așteptăm undeva în luna decembrie să, pentru un spectacol de poezie, de teatru. Ne-a promis că va fi ceva inedit și a spus că se va întoarce cu bucurie la rândul oamenilor din penitenciarul Gherla.